Ne-am întâlnit, am urcat în Vârdemunte, munte, am savurat toate bunătățile posibile în Vârdemunte. Și ce credeți voi, dragilor, că s-a întâmplat în Vârdemunte? Nu, nu spuneți tot! Ba da, ba nu da, spuneți asta tot! E de povestit, de pus... Păi de povestit la nepoți! De pus pe calculator, ca să fie pe memorie da. Bună. Hai să fie! Hai să fie! Să vă fie de bine, nenea Nicu. Mulțumesc, puii meu, dar să vezi fază. Să vezi aventură și... Păi eu o știu, nu trebuie să-mi explica și să-mi povestiți mie. Păi să vadă prietenii care ne urmăresc. Dacă e vorba de ce am mâncat, sau nu acolo ne referim? Nu acolo, că ce am avut de mâncat a fost foarte bun. Numai că așa se întâmplă când doi copii fug de acasă, fără voia părinților. Și pleacă hai hui. Nu că i-am cerut voi, am cerut aprobare chiar la primărie. Mi-a dat primarul un scris. Bine, du-te, du-te, cerut, joie, du-te, plimbă-te pe munte. Eu am dat cu fuga de dimineață, am plecat de dimineață fără știrea nimănui. Nici șef, nici patron, nici aha. nimeni. Am ajuns la Juga, toate bune și frumoase. Ne-am întâlnit, am urcat în Vârdemunte. Am savurat toate bunătățile posibile în Vârdemunte. Și ce credeți voi, dragilor, că s-a întâmplat în Vârdemunte? Nu, nu spuneți tot! Ba da, ba nu spuneți tot! Asta e de povestit, de pus... Păi de povestit la nepoți! De pus pe calculator, ca să fie pe memorie da. Bună. Hai să fie! Hai să fie! Ce credeți? Am mâncat toate bunătățile goale. Goale, dar... Și ce credeți? Că am inventat sandwich-ul. Și cum credeți că e sandwich-ul inventat? Cu napolitani. Ce am mâncat noi, am mâncat cu napolitani. Adică în loc de pâine. Adică, am uitat, dragilor, principalul subiect al zilei, pâinica. Că nenea Nicu e mort după pâinica. Am avut grijă să luăm mâncare, să luăm suc, să luăm băutură, să luăm de toate și am uitat am să luăm pâine. Am luat o pânguță de napolitane și uitați, voi am savurat. Deci ea este napolitana în sine cu care noi am mâncat... Care ține loc și de pâine. Am mâncat chiftele și cu... Sandwich-urile făcute cu napolitani. Și acum savurăm. Dar ce n-a fost bune chiftelele cu napolitane? Au fost foarte bune, cum să nu fie sărat cu chiar dulce? Mergea un pic și de muștar? Da, dacă l-aveam la noi. Dar de nevoie le-am mâncat așa cu napolitane. Hai, a fost bun. Și acum desertul tot napolitane. Continuăm cu napolitanele, bineînțeles. Nu sunt din alea care trebuie și nu mai spunem ca să nu facem reclamă. Dar sunt bune și astea, să știți că nu am mai zis cam pretențioși, nu mâncăm orice. Am mai zis eu numele la napolitanele respective și mi s-a anulat filmul. A zis că facem reclamă. Deci asta a fost aventura noastră momentan. Momentan. Vedem, ne mai trezim. Bunătăți cu oricum, napolitan. Când ajungem în oraș, după ce coborăm după munte, ne dăm și la ceva dulce. Cu adevărat ceva dulce, o prăjitură. Păi ceva, trebuie o... să păstrăm tradiție. Da, păi mereu am zis că noi o să filmăm prăjitura aia pe care noi o să o mâncăm, dar niciodată că noi, după ce o mâncăm, ne aducem aminte. Păi, n-am filmat prăjitura, dar are nimic, acum ce să mai data viitoare. Dragilor, continuă aventura și o să ne vedem și jos, bineînțeles. Bineînțeles, că... la tren, nu? Bineînțeles. Doamne ajută, hai să mai vedem muntele. Ce frumos e!